În perioada 19-22 iunie se desfășoară Conferința Națională de Patologie Infecțioasă cu tema generală Provocarea teoriei în practica medicală curentă. În cadrul acestui eveniment, dr. Mihnea Hurmuzache a dezbătut o temă de interes general și anume rezistența bacteriilor la antibioticele secolului 21. Directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași afirmă că în ultimele două decenii nu s-a mai descoperit niciun antibiotic nou, prin urmare trebuie să ne folosim de ceea ce dispunem în prezent, doar că, din nefericire, microorganismele sunt mai inteligente decât oamenii și știu să-și creeze mecanisme de apărare extrem de redutabile. În cea de-a doua parte a conferinței a avut loc lansarea de cartea doctorului Mihnea Hurmuzache, intitulată Provocarea teoriei în practica medicală actuală. Alături de Carmen Dorobăț, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dar și de profesor dr. Egidia Miftode. Noi, oamenii, ne batem joc de antibiotice și de modul în care le utilizăm. Și spun acest lucru pentru că nu e foarte mult timp de când s-a introdus o raționalizare în ceea ce privește utilizarea la liber a antibioticilor. Puteai să duci la orice farmacie, îți cumpărai ce vroiai și cât vroiai, luai cum vroiai și cum nu vroiai și în felul acesta practic a apărut rezistența din ce în ce mai crescută a bacteriilor la antibioticele pe care le avem la îndemână. Mai mult decât atât, s-a înțeles în cele din urmă și știți că de anul trecut există un ordin de ministru prin care toate spitalele din România trebuie să aibă, cel puțin începând cu 2020, în structura lor și un medic infecționist. De ce? Pentru că utilizarea rațională a antibioticilor ne va permite de-a lungul timpului să mai putem rezolva o serie de boli grave, infecțioase și să nu ajungem în situații în care, deja sunt cazuri în lumea aceasta confirmate, în care sunt microorganismele care sunt rezistente la absolut orice antibiotic și practic nu ai ce să-i faci respectivului pacient.